Slăvit să fie Domnul! Dacă doriți să vedeți în picioare și vă citi din 1 Samuel, capitolul 4, începând cu versetul 1, cuvântul care spune astfel, chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Israel a ieșit înaintea filistenilor ca să se lupte împotriva lor. Au tăbărât lângă Ebenezer și filistenii tăbărâsele la Afec. Filistenii s-au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel și lupta a început. Israel a fost bătut de filisteni care au omorât pe câmpul de bătaie aproape 4.000 de oameni. Poporul s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis, pentru cine a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Haideți să luăm de la silo chivotul legământului Domnului ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri. Poporul a trimis la silo de unde au adus chivotul legământului Domnului oștirilor care șade între heruvimi. Cei doi fii al lui Eli, Hovni și Finias erau acolo împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu. Când a intrat echivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie de s-a cutremura pământul. Răsunitul acestor strigăte a fost auzit de filisteni și au auzit. Ce înseamnă strigătele acestea care răsun în tabăra evreilor? Și au auzit că sosise echivotul Domnului în tabără. Filistenii s-au temut pentru că au crezut că Domnul venise în tabără. Vai de noi, au zis ei, căci n-a fost așa ceva până acum. Vai de noi, Cine ne va izbăvi din mâna acestor Dumnezei puternici? Dumnezeii aceștia au lovit pe egipteni pe egiptenii cu tot felul de urgini în pustie. Întăriți-vă și fiți oameni filistenilor, ca nu cumva să fiți robe evreilor cum au fost ierob vouă. fiți oameni și luptați. Filistenii au început lupta și Israel a fost bătut. Fiecare a fugit în cortul lui. Înfrângerea a fost foarte mare și din Israel au căzut 30.000 de oameni pe Cuvântul lui Dumnezeu a fost, chivotul lui Dumnezeu a fost luat și cei doi fii ai lui Eli, Hovni și Finea s-au murit. Un om din Beniamin a alergat din tabăra de bătaie și a venit la Silo în aceea zi cu hainele sfârșiate și cu capul acoperit cu țărână. Când a ajuns, Eli aștepta stând pe un scaun lângă drum, căci inima era neliniștită pentru chivotul lui Dumnezeu. La intrarea lui în cetate, omul acesta a dat de veste și toată cetatea a strigat. Eli, auzind aceste strigăte, a zis, ce înseamnă zarva aceasta? Și îndată omul a venit și a dus lui Eli vestea aceasta. Și Eli era în vârstă de 98 de ani când avea ochii întunecați și nu mai putea să vadă. Omul a zis lui Eli, vin de pe câmpul de bătaie și din câmpul de bătaie am fugit astăzi. Eli a zis, ce s-a întâmplat fiule? Cel ce aducea vestea aceasta a răspuns, ca răspuns a zis, Israel a fugit dinaintea filistenilor și poporul a suferit o mare înfrângere. Și chiar cei doi fii ai tăi, Hovni și Finia, s-au murit și chivotul Domnului a fost luat. Abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu și el i-a căzut de pe scaun pe spate lângă poartă și a rupt ceafa și a murit că era om bătrân și greu. El fusese judecător în Israel 40 de ani. Norusa nevasta lui Finias era însărcinată și sta să nască. Când a auzit vestea despre luarea chivotului lui Dumnezeu, despre moartea socrului ei și despre moartea bărbatului ei, s-a încovoiat și a născut, căci au apucat-o durerile nașterii. Când trăgea să moară femeile care erau lângă ea, i-au zis, nu te teme, căci ai născut un fiu. Dar ea n-a răspuns și n-a luat seama la ce i se spunea. A pus copilului numele Icabod, adică nu mai e slavă zicând, s-a dus slava din Israel. Spunea lucrul acesta din pricina luării echivotului lui Dumnezeu și din pricina socrului și bărbatului ei. Ea a zis, s-a dus slava din Israel, căci chivotul lui Dumnezeu este luat. Amin. Vă invit să vă reașezați. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă bucur să fim împreună cu dumneavoastră. Vă binecuvânteze numele Domnului și Dumnezeu să binecuvânteze orchestra. Stăteam aici și plângeam pentru că dumneavoastră aveți un har foarte mare. Nu știu dacă vă dați seama de harul care îl aveți. La mine au venit copiii mei în și a spus tata, am vrea și noi să cântăm la orchestră. Am văzut pe verișorilor cântând și am spus, am vrea să cântăm și noi la orchestră. Și am spus, nu aveți unde să cântați. A venit o și a spus, tată, i-am -mi și mie un flaut să învăț. Și am spus, n-are cine să înveți aici. Aveți un har foarte mare. Să-l prețuiți. Copiii voștri pot să învețe ce se cântă, ar cânte. Dumnezeu să-i bine Amin. În această seară am pe inimă un cuvânt din partea Domnului care de mai mult timp mă frământă. Este un cuvânt care este în inima mea, este durerea inimii mele și facă Dumnezeu să înțelegem ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. Nu sunt aici să supăr pe cineva sau să vorbesc împotriva cuiva. Vreau să prezint acest cuvânt al lui Dumnezeu și Dumnezeu celor care avem urechi de auzit să ne vorbească. Și cei care avem inima gata să slujim Domnului și să ne întoarcem la Domnul Dumnezeu să ne ajute să facem așa. Amin. Iată o istorie a poporului Israel, iată o istorie grea, iată sfârșitul unui om care a trăit 98 de ani, cam cât a trăit regina Angliei care a murit și a zilele trecute. Cam cât este cultul penticostal în țara noastră. 98 de ani a trăit omul acesta. Un om care a fost judecător în Israel, 40 de ani ne spunea aici cuvântul lui Dumnezeu și uh, omul acesta, sfârșitul lui n-a fost un sfârșit de care să ne bucurăm. Sfârșitul lui n-a fost un sfârșit care să aducă cinste. Din potrivă, sfârșitul lui a fost o tragedie. Dar nu doar că a murit de el, ci tragedia mai mare este exprimată de nora lui când femeia aceasta însărcinată în nouă luni, care era gata să nască, sta să nască, spune Biblia, și bărbatul ei finia era la cortul întâlnirii, era acolo înaintea Domnului și slujea la chivotul Domnului. Și la un moment dat, când au ieșit să lupte împotriva, împotriva Filistenilor, Israel a luat bătaie. Au început lupta și au fost bătuți. Și au pus acolo o întrebare. De ce, au, de ce a îngăduit Dumnezeu spune versetul 3. Poporul s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au întrebat. Pentru cine a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? O întrebare extraordinar de bună. O întrebare care aducea în, în inima lor o reflexie, care aducea în viața lor uh, niște, în, niște lucruri care îi frământau. O tragedie. Poporul lui Dumnezeu bătut de filisteni. Poporul în mijlocul căruia era Dumnezeu care trebuia să, uh, să bată ei pe alții, a ajuns bătut de filisteni. Și ei pun această întrebare bătrânii, de ce am găduit Dumnezeu? Trist este că n-au așteptat răspunsul nici de la Samuel, nici de la prorocii Domnului. Și au dat tot ei răspunsul. Știm de, cine, de ce am, am, luat bătaie. Am fost bătuți, spunem, pentru că n-am avut chivotul cu noi. Soluția este să trimitem, să aducem chivotul. Și au trimis după chivotul lui Dumnezeu. Și Finias, bărbatul acestei femei care era gata să nască nurorii lui Eli, Finias, dintr-o dată, de acolo, de la templu, de la cortul întâlnirii unde era cu chivotul, el ajunge pe câmpul de bătaie. Lupta pornește din nou, sunt bătuți, deși au crezut. Aici e o, o ironie foarte mare. Zice în versetul 7, filistenii s-au temut pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Au crezut și filistenii și au crezut și poporul că Dumnezeu a venit. Dar Domnul n a venit. Asta e tragedia. Au început lupta, au luptat, au pierdut lupta, chivotul a fost luat. Și bărbatul acesta merge și duce, un om din Beniamin, duce vestea aceasta lui Eli. Și Eli când aude vestea aceasta, la un 98 de ani, cade de pe scaun, își rupe ceafa și moare acolo. Femeia aceasta, nora lui, nevasta lui Finias, când aude aceste trei, trei uh, tragedii majore, chivotul Domnului a fost luat, socrul lui a murit și bărbatul lui a murit. Ea naște. S-a pornit nașterea și în timp ce spune Biblia trăgea să moară, nu știm dacă a trăit, cel puțin nu-mi dau seama din ce spune Biblia, dacă a trăit în continuare sau a murit. Dar pe când trăgea să moară și femeile i-au spus, nu te teme că ai un fiu, ea n-a răspuns și n-a luat seama la ce i se spunea. Dar a pus un nume copilului ei, un nume care a rămas în Scriptură peste viacuri și are o semnificație așa de mare, și a spus ea, copilul meu, în această zi de tragedie, în această zi tragică, îi voi pune numele Icabod. N-a mai vorbit multe lucruri după aceea. Nu ne se spune dacă a murit sau nu, nu ne se spune ce a făcut mai departe. Dar a pus numele acesta copilului ei. Nu mai este slavă. Și spune în versetul 22 care l-am citit, ea a zis, s-a dus slava din Israel, că șchivotul lui Dumnezeu este luat. Oare câte biserici de astăzi n-ar trebui să schimbe numele? Oare în cultul nostru pentecostal, că toți sărbătorim 100 de ani, câte biserici n-ar trebui să schimbe numele din nume frumoase care le-am pus bisericilor noastre și să se cheme Icabod? Pentru că, dragii mei, după 98 de ani, la sfârșitul acestui am după 100 de ani, parcă tot mai puțină slava lui Dumnezeu vedem. Sau nu este așa? Parcă tot mai puțin se vede slava lui Dumnezeu în viața noastră, în viața bisericii. Mă rog ca Dumnezeu aici la dumneavoastră și la noi în să-și arate în continuare slava Lui. Dar tragedia acelei vrem și tragedia vremurilor noastre este că în cele mai multe biserici, de mai mult și mai mult, ar trebui să se numească Icabod, că nu mai este slavă. Când sărbătorile noastre ajung fără, uitați-vă, uitați să uitați spune cuvântul Domnului în capitolul 3, versetul 2. Tot pe vremea aceea el începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. În versetul 1, cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau de Dumneavoastră, cum vedeți astăzi? Vedeți la fel că se întâmplă și astăzi? Vedeți la fel că acest cuvânt al lui Dumnezeu este tot mai rar? Sau ne măgulim cu sute de proroci pe WhatsApp? sau pe nu știu unde trimise, care nu-s de la Domnul, multe dintre ele. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Sărbătorim o sută de ani în anul acesta, ne amintim. Oare se mai aude așa vorbește Domnul? La sărbătorile noastre ne e rușine să mai ne rugăm în comun. Ne e rușine să spună cineva așa vorbește, parcă suntem deranjați. Tot mai rar Duhul Domnului ne tulbură în bisericile noastre. Avem o ordine incredibilă. Toate lucrurile sunt în ordine. Doamne, e milă de noi. Amin. Nu știu dumneavoastră vedeți la fel sau nu vedeți la fel. Eli nu vedea lucrul acesta. Când Nora, nora lui Eli avea o, o discernere spirituală mult mai mare ca și Eli. Nora lui, nora lui Eli a înțeles, nevasta lui Finea s a înțeles vremea aceea și a pus numele acesta care a rămas, Icabod, că nu mai este slavă. Și Eli nu mai vedea. De ce ajunge poporul fără slavă? Cum ajunge poporul peste care este chemat numele Domnului? Poporul unde trebuia să fie slava Domnului. Cum ajunge fără slavă? Spune cuvântul Domnului în Exod, în capitolul 25, când Adam Dumnezeu poruncă cum să fie făcut chivotul, versetul 30, 20. Heruvime să fie cu aripile întinse deasupra, peste chivot, peste uh, capacul acela al chivotului, să pui capacul ispășirii 21-22, acolo mă voi întâlni cu tine. Și de la înălțimea capacului ispășirii, dintre cei doi heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncele mele pentru copilul lui Israel. Chivotul lui Dumnezeu în Israel reprezenta prezența lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, vie acolo în mijlocul lor. Știau asta și filistenii. Când a venit chivotul în tabără și ei au strigat de s-a auzit, s-a cutremurat pământul și s-a auzit la filisteni, filistenii au încremenit. Ce s-a întâmplat? Ce cu... Și cineva le-a spus, băi, au adus chivotul lui Dumnezeu. Și ei știau, Dumnezeul acesta a făcut prăpăd în Egipt. Ce va fi cu noi? Și au crezut că a venit Dumnezeu cu ei. O, s-au bucurat, s-au bucurat izraeliții, au sărit de bucurie, au cântat, au, au strigat. Și Dumnezeu nu venise. Și au luat bătaie. Femeia aceasta pune acest nume, Icabod. Cum ajunge poporul Domnului fără slavă? Cum ajungem la 100 de ani să ne amintim doar ce a fost? Și ce frumos spuneau frații, mi-a plăcut cum frații uh, au avut și timpul în care, în care s-a amintit din, de înaintașii noștri suferințele lor. Spune că uh, îi băteau pe copiii noștri la școală cu baioneta, pe copiii fraților în anii 1930-1935. Mă gândeam la copiii mei să meargă la școală și să pună să întindă mâna copiii noștri care cântă frumos aici. Așa au trăit înaintașii noștri. I-au pus în Ilva Mare, dacă nu mă înșel, i-au au, au luat boii de la, de la căruțe, i-au dat la o parte pe boi și i-au înhămat pe frații noștri. A căror amintire noi o sărbăm și ne amintim de ei. Și au pus să tragă la jug, să tragă carile acelea cu pietre pline prin mijlocul cetății. Și oamenii aruncau asupra lor cu tot felul de lucruri și barjocuri. Ăștia au fost frații noștri, ne amintim de ei. Ne-am dorit ca Dumnezeu să mai lucreze, ne-am dorit să mai fie prorocii cum erau. Când la Vikobul de Sus, dacă nu mă înșel, în 1964, cuvântul Domnului a strigat pentru că uh, Uniunea Sovietică, armata Rusiei și a Uniunii Sovietice de vremea aceea, era să invadeze România și toți erau speriați Și cuvântul Domnului a strigat în Vicobul de Sus că nu se va întâmpla asta, pentru că Dumnezeu a pus îngerii lui la granițele țării. Și cuvântul acesta a ajuns până la Ceaușescu. A dus Ministerul Culturilor cuvântul de procei până la cea ușesc și au știut că nu se va întâmpla. Și așa, așa a fost. Că Dumnezeu vorbea slăvit să fie Domnul. Ne-a mai dorit minunile acelea. ne am mai dorit copiii noștri să mă de vindecări. Ne-am dorit copiii noștri să cunoască mai mult din slava Domnului. Și totuși parcă nu se mai întâmplă asta. Vrem, mai vrem vindecări, mai vrem minuni, mai vrem... Dar eu întreb. Viața care au trăit-o înaintea și nu o vrem sau vrem doar minunile? Prigonirile lor le vrem? Frații noștri n-au putut să meargă cu statul. N-au putut. Statul a fost împotriva lor. Pe un frate de al nostru, la începutul credinței, l-a lovit un jadan cu lopata și s-a îmbolnăvit la plămâni și, dacă nu mă știu, în două luni a murit. Ei n-au putut să meargă cu statul. Astăzi suntem cu statul, cu politica tot mai mult. Dacă spun lucrurile acestea, nu înseamnă că la dumneavoastră așa, vreau să privim starea noastră. Ca Daniel să spune, Doamne, noi suntem. Doamne, ai milă de noi. Amen. Și cuvântul Domnului ne cheamă să înțelegem de ce ajunge poporul Domnului fără slavă. Pentru că iată ce spunea Biblia, în primul rând, conducătorul Eli, care era judecător, era nu mai vedea, nu mai avea discernământ spiritual. Citeam unul Samuel trei cu doi pe vremea aceea el începea să aibă ochii tulburi, nu mai putea să vadă, el stătea culcat la locul lui. În capitolul 4, versetul 13, era pe scaun, 15, era în 98 de ani, avea ochii întunecați și nu mai putea să vadă. Parcă tot mai mult slujitor de astăzi nu mai pot să vadă. Mi-aș dori să mai fie bătrâni, mi-aș dori, și mai sunt, nu spun că nu sunt, mi-aș dori să mai fie mai mulți bătrâni. Și frații care, care ies la pensie, în ghilimele, ei nu ies la pensie, și să păzească Domnul să la pensie, să rămână ca bătrâni în bisericile noastre, ca stâlpi. e tragedia atunci când, nu, când El nu mai avede, când El nu mai are discernământ spiritual. Ce tragedie mare! Apoi nu doar că El nu vedea, tinerii, slujitorii tinerii. Spune cuvântul Domnului 1 Samuel în capitolul 2, versetul 12, că fiul lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul și iată care era felul lor de deportare și a acestor preoți față de popor și cunoașteți, nu știți mai departe. Tinerii de acolo, de la slujire, nu cunoșteau pe Domnul și asta a dus la plecarea slavii din Israel. recit a fost un cuvânt undeva, vă citesc doar puțin din el. Și pentru noi slujitori și astea care slujiți ca și mine în casa Domnului. Și spunea cuvântul Domnului pentru niște slujitori adunați la într-un loc, căci trăiți într-o vreme în care cei mai mulți din slujitorii mei își poleiesc și îl firea lor pământească ca să strălucească tot mai mult în timp ce ei clădesc lemn, fân și trestie și în lucrarea la care i-am chemat, în ziua judecății scrum se va face toată poleiala și lustrul pe care și-l dau și l-au dat firilor pământești, iar lucrarea lor va fi arsă în ziua focului judecății mele. Fiul lui Eli, acolo la altar, acolo la templu, nu cunoșteau pe Domnul. Să vă păstreze Dumnezeu slujitorii care îl cunosc pe Domnul. Să facă Dumnezeu harul de slujitori care, care aud gasul Domnului, care au ochii deschiși, care văd lucrurile, slăvit să fie Domnul. Iată ce a dus la dezastrul acesta, la pierderea, pierderea lui Dumnezeu, plecarea chivotului, luarea chivotului și moartea acestor, acestor oameni. Dar mai era ceva acolo, mai era ceva acolo, mai sunt și alte de nu mai de e mai era ceva acolo care îmi dă mult, mult de gândit. Slava Domnului a plecat pentru că oamenii aceștia, pentru că acolo în Israel, pentru că Eli nu mai putea să mustre. Nu mai, nu mai era mustrare. Nu le, plăceau, nu le, plăceau, oamenilor mustrarea. Spune 1 Samuel capitolul 2, versetul 29, pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele, spune Dumnezeul lui Eli, care am poruncit să se facă în locașul meu? Cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine, ca să vă îngrășați din cele din tâi roade luate din toate darurile poporului meu? Când dăm cinste oamenilor, când ne dăm cinste unii altora și ne ridicăm în slăb și cu tare și atâtea funcții prezentate, Dumnezeu spune, tu dai cinste, cum se face că tu cinstești? Au fost acolo o problemă, cunoașteți cum trăiau copiii aceștia, nu mai intru în detalii. Și spune, doar le-a zis, copiii mei, ce faceți voi nu este bine. Dar nu i-a oprit. Ce spune cuvântul Domnului, capitolul 3, versetul 13, când Dumnezeu îi vorbește lui Samuel, i-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fără de legii de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fi oprit. Dumneavoastră, când frații de aici vă mustră, vă place? Sau spuneți, iar a început, fratele. Numai de asta știi. Așa îmi spun acolo la mine, a Iubim când ne mustră Domnul. Sau ne-am cam săturat de mustrări. Venim la biserică, vrem să ne fie bine. Eram aseară undeva într-o biserică și m-a rugat, Doamne, dă-mi cuvânt. Și Domnul mi-a spus și l-am luat pentru mine în primul rând. Și cred că e valabil pentru toți. Și Domnul mi-a spus, adu-aminte Franților, adu-aminte poporului meu că biserica nu e despre ei, ci despre mine, spunea Domnul Iisus. Auzi, biserica nu e despre tine, nici despre mine, nici despre păstor, nici despre proroc. Biserica, centrul bisericii este Iisus Hristos. Când schimbăm centrul, atunci biserica devine despre mine sau despre tine, și astăzi în tot mai multe biserici, tot mai mulți frați vin cu, toate, cu tot felul de mofturi. Dragii mei, dumneavoastră care veniți la biserică, noi ca slujitori, frații slujitori, nu sunt puși aici ca să vă facă mofturile. Să ne facă nouă toate mofturile. Că nu-mi convine, aia nu-mi place cealaltă, nu, bate geamul deschis, ba e prea mult, prea răcoare, ba e prea cald. Ba că nu m-au pus pe mine la ander, m pus pe la prea lung, n-a fost bine cântarea, n-a fost bună poezia. Biserica nu pentru mofturile noastre, Slujitorii nu sunt puși aici ca să ne facă nouă mofturile. Slujitorii sunt puși aici să ne îndrepte cu ajutorul Duhului Sfânt pe calea vieții. Doamne ajută-ne! Pentru că mergând pe calea vieții se va întâmpla cum cântau aici Vom ajunge acolo, Doamne ajută-ne la aceasta! A ce e trist! Că astăzi tot mai mulți oameni vin la biserică și totul este despre ei. Sunt biserici noi astăzi care atunci când intri acolo în hol, te întâmpină pe te întâmpină, te întâmpină o, echipă de oameni, dă mâna cu tine, te îmbrățișează, îți dă o bomboană. Într-o biserică undeva, nu vreau să dau eu nume în seara asta, un, tânăr îmbrăcat într-o mascotă, fratele Rico i-am zis, eu așa e pe el, e Rico. Fratele Rico, e acolo în hol, vii cu copilul tău, te primește, îi dă o bomboană, să te simți bine la biserică. Nu te mai mustră nimeni, nu-ți mai spune nimeni, omule, vezi că mergi pe calea morții. Totul este să ne simțim bine. Totul e centrat în jurul nostru. Totul parcă este umanism. Știți ce este umanismul? Humanismul. Definiția. Umanismul este un set, o, o gândire filozofică care centrează totul în jurul omului și a valorilor lui. Oh, n-au ajuns așa de multe ori bisericile noastre. Oare vedem lucrurile acestea? Oare vedem sau avem o închiși. Că dacă le vedem, în primul rând trebuie să ne zmerim noi și să spunem, Doamne, nu îngădui să ajungă așa la noi. Amen. Și dacă le vedem, să ne rugăm Domnului să putem păstra cărarea aceasta. Amen. Dumnezeu să ne ajute. Așa sunt multe biserici astăzi. În totul e centrat în jurul oamenilor. Sunt cât te atrag, cât de mai frumos. M-am întâlnit cu cineva undeva. Știam cum s-a pocăit. Când s-a pocăit, știam cum purta, cum se îmbrăca, cu fustă, cu batic. Și am, recent am văzut-o undeva după câțiva ani, cu cruce la gât, cu lanțuri vopsite și mai departe. Și a zis, ea ca să mă și în a zis, eu mă duc acolo, ca acolo toți frații se iubesc. Nu i-am zis nimic, că era naveros. Dar o să spun, tu mergi acolo că nu te mustră nimeni acolo. Nu spune nimeni că nu te îmbraci bine. Nu spune nimeni că nu mergi bine. Și astăzi bisericile acestea sunt tot mai multe. Sunt tot mai înfloritoare. De ce? Pentru că mă tem că am pierdut slava Domnului. Slava Domnului se pierde când oamenii își dau cinste unii altora. Când oamenii se înalță unii pe alții. Mă gândeam ce frumos era ca și la această sărbătoare să se fi întâlnit frații, toți, să facă așa o rugăciune de stăruință, să se mai audă așa vorbește Domnul. Sărbătorim ce-au făcut frații noștri. Eu vă întreb altceva, că noi acum ce-am sărbătorit, a fost și ne-am amintit, a fost amintirea generațiilor trecute. Eu vă întreb, copiii și nepoții noștri peste 100 de ani ce o să sărbătorească? Că ei vor sărbători dacă mai ține Dumnezeu țara aceasta și mai mai îngăde Dumnezeu viața. Ei își vor aduce aminte de ce am făcut noi. Vor avea pentru ce să-și aducă aminte. Dumnezeu ne cheamă să ne trezim, frații mei. Dumnezeu ne cheamă să înțelegem că El nu-și dă slava oricui. Și asta va să fie punctul central al, al, al cuvântului în seara aceasta. Din 1 Samuel capitolul 4... <coughs> versetul uh, 4, au trimis și au adus chivotul legământului și au crezut că dacă aduc chivotul, vine și Dumnezeu. A venit chivotul și n-a venit Dumnezeu. Și aș vrea să înțelegem în seara aceasta, nu că n-am ști, dar să ne reamintim că nimeni nu-L poate obliga pe Dumnezeu să vină în mijlocul nostru. Noi nu putem să-L obligăm, dar vestea bună este când El este înălțat în mijlocul nostru, El nu lipsește, aleluia. Când El este singurul înălțat între noi, abia așteaptă să vină acolo. Dacă doi sau trei se vor aduna în numele meu, nu numele, nu mai spune un mic altceva, în numele meu, eu voi fi prezent acolo, abia așteaptă Domnul Isus. Dar vreau să vă spun cu aceeași autoritate, dacă ne strângem în oricare alt nume, să nu ne mirăm că Duhul Sfânt nu vine. Au crezut că dacă aduc chivotul lui Dumnezeu în, în, în tabără, vine și Dumnezeu și a spus Dumnezeu, da, așa faceți? Dăceți-l! Și-au dus chivotul, și-au strigat. Și Dumnezeu nu s-a dus cu ei. Și-au fost bătuți. Nu putem să-L forțăm pe Dumnezeu să vină în mijlocul nostru. Am vrea după 100 de ani să-L forțăm pe Dumnezeu cumva, zicem, Doamne, uite, astea sunt proiectele noastre, dar așa, proiecte, nu știu câte. Facem asta, asta, asta și asta. Vino, te rugăm și ajută-ne să facem asta. Nu vine Dumnezeu așa. Ci modul în care vrea El să vină la noi este acesta. Noi stăm în rugăciune, noi stăm în post și El ne dă proiectele Lui. Așa era Biserica primară, spune cuvântul Domnului, în Faptele Apostolilor, capitolul 13. În Biserica din Antioi erau niște proroci, învățători. Doi, pe când slujau Domnului și posteau? N-a fost ideea lui Pavel, măi puneți-mă și pe mine că vreau să plec. N-a fost ideea vreunea de acolo. Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul. Nu Biserica vine cu proiecte la Duhul Sfânt, ci Duhul Sfânt vine cu proiectele lui la Biserică. Doamne, ajută-ne la aceasta. Este, este un adevăr așa de important că altfel ne pornim cu proiectele noastre. Și Duhul Sfânt ne lasă. Faceți-le. faceți le Dar apoi ne mirăm. Doamne, dar de ce n-ai fost cu noi? Păi, a fost proiectul tău, nu al meu. Spune fapte 15. După ce s-au adunat de acolo la Ierusalim, era vorba cu în prejur, nu intru în detalii, versetul șase apostoli și prezbiterii s-au adunat la o lată ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, o oh, parcă ar fi bisericile noastre de azi, multă vorbă. Dar spune în versetul 28, că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Mai lucrăm așa cu Duhul Sfânt. Păi, astăzi facem vorbă multă. Și e ideea mea sau e ideea ta. Dar ei au spus nu. Și când un om insuflat de Duhul Sfânt, Petru s-a și a vorbit și a dat mărturii, e cum Dumnezeu a lucrat. Ei au spus, oh, asta e cuvântul lui Dumnezeu. S-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Dragii mei, nu putem să-l forțăm pe Dumnezeu să vină nici în biserica noastră nici în casa noastră. Dar El abia așteaptă să vină cu noi. Spune și de frumos în Marcu, capitolul 16, ultimul verset acolo, că ei au plecat și au vestit pretutinde și spune acolo, Domnul lucra împreună cu ei și însoțea și întărea prin semne. Domnul luca împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care le însoțeau. Abia așteaptă Dumnezeu să vină să ne însoțească, dar nu în proiectele noastre, ci doar în proiectele Lui. Și pentru asta e nevoie ca noi să ne smerim, să căutăm ca biserică, să căutăm ca familie, ca persoană, să căutăm voia Domnului. Astăzi am vrea invers, voia noastră să-i o impunem Domnului. În Faptele Apostolului, capitolul 9, versetul 31, un verset care arăta cât modul în care Dumnezeu lucra în Biserica Primară. Și dumneavoastră, dacă veți citi în istoria penticostală românească din țara noastră, veți putea găsi lucrurile acestea. Eu nu mai am timp în seara asta să vă dau exemple, dar dumneavoastră puteți să le studiați. Rămân la cuvântul Domnului. Fapte nou cu 31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului. Și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Numai că Duhul Sfânt nu dădea ajutorul lui dacă nu erau îndeplinite mai întâi cele trei condiții. Biserica se bucura de pace. Păi astăzi în multe biserici nu mai este pace. În alte, multe, în alte biserici este o foarte bună pace. Frații se înțeleg extraordinar. Ca sora aceasta care spunea, mă duc acolo, că acolo nu, acolo e pace. O, oh, ce fel de pace! Cuvântul Domnului spunea în Evrei, capitolul 12, versetul 14, dacă nu mă înșor, spunea acolo, uh, Urmăriți cu, cu pacea cu toți și sfințirea. Când biserica se bucura de pace, nu era o pace din aceea în care oamenii erau lăsați să facă ce ei. Cineva a fost întrebat care vrea să organizeze... Mai multe biserici împreună, sub un cult, în fine. Zic, bă, dar alea așa, alea așa, alea așa. Cum o să le faci față? A fost întrebat omul acesta. Ce faci cu ei? Că ăștia toți văd diferit. Și el a zis, simplu. El las pe fiecare să facă ce vor. Sunt păstori din aceștia. Sunt astfel de slujitori. Fă ce vrei tu. și îi pace în biserică. Dar nu-i pacea Duhului Sfânt. E pace în familie, e pace între oameni, dar nu-i pacea Duhului Sfânt. Spune cuvântul Domnului Roman, în Romanii, capitolul 14, în versetul 17. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, amen, amen. pace și bucurie în Duhul Sfânt. Întoarceți-le astea invers și aveți o biserică unde nu mai Duhul Sfânt. Biserica în care este bucurie, este pace, dar nu-i mai întâi neprihănirea acolo lui Duhul Sfânt. Acolo Duhul Sfânt se retrage, el pleacă pentru că nu stă acolo. Ordinea lui Dumnezeu este asta, mai întâi neprihănire. Amin, amin. Mai întâi neprihănire, apoi în urma neprihănirii, când poporul în sfințire caută pe Domnul, vine pacea lui Dumnezeu. Și odată cu pacea vine și bucuria prin Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Biserici de astăzi înființate îs pline de pace. Mergi la biserică, dragul meu, nu te mustră nimeni, nu are nimeni treabă cu tine. Te ia în brațe, te pupă, îți dă cadouri, îți face ce vrei tu. Că tu vii cu cercei, că tu vii cu inele, că tu vii cum ai venit, nu contează, nu are nimeni treabă cu tine. Te lasă în pace. Ba mai mult e strigă, pace, pace. Și spunea cuvântul Domnului în Ieremia, în capitolul 6, Versetul 14. Oameni care leagă în chip ușoratic rana ficei poporului meu zicând, pace, pace. Și Domnul zicea, problema Dom e că nu-i pace. Ieremia, capitolul 23, auzis cum, cum striga Dumnezeu împotriva prorocilor din vremea aceea și a poporului. Cu 16, așa vorbește Domnul Oștilor, n-ascultați cuvintele prorocilor care vă prorocesc. Ei vă leagă în închimpuiri zadarnice. Spun vedenii ieșite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului. Ei spun celor ce mă nesocotesc. Domnul a zis, veți avea pace. Păi n -are cum să spună Domnul asta. Când tu ne socotești, dacă viața ta nu este în regulă și tu mergi la proroc zicând că lasă că Domnul vorbește și dacă Domnul îți vorbește de bine și azi și mâine și poi mâine, ai o mare problemă. Ai o mare problemă. Ei zic celor care mă născotesc. Și spunem, și zic tuturor celor ce trăiesc după plecările inimilor, nu vi se va întâmpla niciun rău. Păi parcă mai mult ca niciodată. Astăzi, fiecare face ce vrea. Dacă nu-ți convine că fratele te-a mustrat, păi dar nu contează că mai sunt biserici. Și la noi, la, în Buzău, acolo, unii frați care i-a mustrat a spus, da, am plecat. Și-au Noi vrem să fie pace, dar nu orice fel de pace. Pacea și Sfințirea, Doamne ajută-ne la aceasta. Dacă este pace fără Sfințire, e o înșelăciune. Dacă este doar Sfințire fără pace, nu-i bine. Trebuie să fie pace și Sfințire. Biserica se bucura de pace. Dar cum se bucura Biserica de pace? Că numai înainte de cu câteva capitole, în biserică mor doi oameni. În capitolul 5, Anania și Safira. Păi aia era pace? Aceea era pacea Duhului Sfânt. Care venea în urma, în urma ascultării, lor spune în Faptele Apostolului, capitolul 2, versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolului, a la frățească frângea pâinii în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol făceau multe minuni și semne. 45. Vindeau ogoarele. 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâinea acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Iată pacea! Iată înțelegerea din biserică, dar nu cu compromis. Astăzi vrem, vrem pace, dar să nu ne amăgească diavolul cu o pace cu compromis. Dacă vrem ca Duhul Sfânt să vină cu noi să ne însoțească, trebuie să fie în viața noastră pace. Trebuie să fie în biserică pacea lui Dumnezeu. Știți cum este pacea aceasta? Spune apostolul, pacea lui Hristos, lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere. Vă va păzi inimile și gândurile în Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi mai spune acolo în 9 cu 31, din fapte, se întărea sufletește. Dați-mi voi să spun câteva cuvinte aici. Nu, nu o să, nu o să mult, dar imine. Câți dintre noi mai citim Biblia? Mă gândeam la frații noștri, și nu am mai spus-o și în alte locuri, frații noștri din anii 1930, 1940, 50, 60, ei n-au avut ce avem noi astăzi. N-au avut biserici astea frumoase, n-au avut cântările frumos puse sus, n-au avut orchestră, n-au avut lucrurile acestea. Ba mai mult, n-au avut predici câte avem noi astăzi. Plin youtube de predici. Poți să stai să asculti 24 din 24 predici. Dar eu întreb, câți mai citim Biblia? Că e mai simplu să pui acolo predică, X sau Y, și îți vorbește. Dar Biblia când o mai citești? Avem cărți, avem cărți, am intrat, n-am uitat de mult în librărie, dar de centru de librărie, că știi la Brașov, nici nu nu să mă uit două camere tic city de cărți. Niciodată n-a fost atâta cunoștință ca astăzi. Tot felul de cărți, să-l putam ceva cărți, și am întrebat, să întreb, spuneți că nu, nu știu de aici, nu, nu, plin de cărți, nu știu de aici. Și mi-a spus uite, acolo o să. Dar Biblia cât o mai citim? Avem cântări pe YouTube. Avem cântări de toate felurile, registrate pe discuri și pe toate cele. Dar cât mai cântăm acasă? Dar câți ne mai rugăm? Câți mai citim Biblia? Ne trimit franții și bătrânii de Christi și din astea în fiecare zi, devoționale și de toate. Ar trebui cu toată informația aceasta să fie mai pocăiți, nu? Nu așa ar trebui bătrânii noștri nu aveau atât atâta învățătură, pe păi ia un text și îl desparte. Dacă te uiți la un text, găsești pe internet predici și scrie și tot cu textul acela, zeci, sute de ele, din fiecare text. Cum se face că tot mai slabi suntem spiritual? Frații noștri nu au avut astea. N-au avut nici internetul, n-au avut nici învățători. n-au avut nici rector, doctori în teologie, n-au avut. Dar l-au avut pe Duhul Sfânt a fost între ei slava lui Dumnezeu. Și asta a schimbat. Și asta a transformat. Și mă tem că la 100 de ani rămâne valabil acest nume. E Să nu fie acesta numele care să ți pună Dumnezeu în dreptul vieții tale. Și Doamne păzește-ne să fie asta, să ne pună Dumnezeu în dreptul bisericilor noastre. Că nu mai e slavă. Dar ei nu continu au continuat să slujească Domnului. Nu mai am să citesc. Ezechiel, capitolul 9 și 10, prezintă acolo cum pleacă slava Domnului din, din templu. Slava Domnului spune capitolul 9. Era mai întâi deasupra heruvimilor, de acolo de la unde era chivotul, pleacă de acolo pe pragul casei. De pe pragul casei pleacă la porțile la porțile templului, de la porțile templului și din curte pleacă pe deal afară. Și slava Domnului s-a dus? Pas? cu pas, prin faptul că rând pe rând ne-am tot împotrivit, ne-am tot, l-am tot scos afară pe Dumnezeu din viața noastră, din lucrurile noastre. Mă rog în această seară, Doamne, să mai vină slaba Ta între noi. Dragii mei, nu ne ajută cu nimica să avem toate informațiile din lume. Dacă nu-L avem pe Duhul Sfânt, dacă nu păstrăm în viața noastră slava lui Dumnezeu, nu ne va ajuta la nimic. Biserica se bucura de pace, se întărea sufletește. Frații noștri aceia, așa slabi cum erau ei, numai cu Scriptura au reușit să ducă pocăința și a ajuns până la noi slăvit să fie Domnul. Oare noi cu toate acestea, cu tot internetul și YouTube-ul și toate, toate, toate astea, oare vom mai rezista 100 de ani? Nu știu. Dar pocăința așa s-a dus. Cu Biblia, cu carte de cântări și genunchi jos. Și s-a coborât Duhul Sfânt. Doamne, mai trezește în seara aceasta. Și apoi spune aici, cu aj și umbla în frica Domnului. A fi multe lucruri de spus. Lucruri care așa de tare ne doră. Eu întreb și în, ultim, în, ultimele săptămâni îmi răsună în memorie cuvântul Domnului din Marcu pe care îl adresează ucenicilor Marcu capitolul 8, versetul 16, cu ucenici se gândeau și ziceau între ei, fiindcă nu avem pâine, Domnul le vorbea despre altceva, ei credeau că nu au luat pâine, aia le spune Domnul. Iisus a înțeles lucrul acesta și le-a zis, pentru ce vă gândiți că nu aveți pâine? Tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți? Oare noi pricepem? Aveți inima împietrită, spune Domnul Iisus. Aveți ochi și nu vedeți. Aveți urechi și n-auziți. Oare noi vedem dacă mai este slava Domnului sau nu mai este? Oare ne pasă? Când în bisericile noastre astăzi e atâta slavă a omului, e așa de multă slavă pentru toți în afară de Dumnezeu. Când ne place să ne prezentăm unii pe alții cu toate denumirile teologice și toate denumirile penticostale și mai știu câte ră fie. Și parcă tot mai rar mai este slava lui Dumnezeu. Când numai când aceste trei condiții se îndeplinesc, numai atunci Duhul Sfânt ne dă ajutorul Lui. Altfel, cu tot chivotul Domnului în, în mijlocul nostru, cu toată denumirea penticostală, ce vreți dumneavoastră? mă tem că ajungem icabod, Doamne, ai milă de noi. În această seară să ne trezim, frații mei. În această seară să luptăm. Mă gândeam dacă să spun unele lucruri care le-am spus și care aș avea să le spun în seara asta. Și unii, unii tare sunt potrivă. Și unii tare nu le place. Pare că nu mai credem că Domnul poate să lucreze cum lucra. Te duci în biserici, a fost un frate într-o biserică și a Dumnezeu cuvânt, el nu cunoștea nici problema bisericii, nimica. Și oamenii au rămas acolo, i-a spus păstor, i-a spus cel care l-a adus. Nu mai credem că Dumnezeu are putere să ne vorbească la subiect. E așa de greu să mai credem, pentru că s-a dus slava lui Dumnezeu. Dar în această seară, dacă ne întoarcem la acestea trei, la pacea și sfințirea, dacă ne întoarcem să, să, ne întărim sufletește, revenind la aceste discipline spirituale, cuvântul lui Dumnezeu, citirea, postul, rugăciunea, cântarea, plinătatea Duhului Sfânt, dacă umblăm în frica Domnului, și se spune cuvântul Domnului în faptele apostolilor, capitolul 5, după ce a murit Anania și Safira. Știți care a fost urmarea? Poporul era plin de frică. Dumneavoastră când veniți la biserică mai sunteți plini de frică? Că am ajuns să vedem tare lejer la biserică. Linișteți! Citeam chiar astăzi cum era fratele noștri, frate Dumitru Huplea, frate Ștefan Neagă și alții. Deci, când se adunau la rugăciune, dacă nu era har în rugăciune, ei știau că undeva cineva greșit, a păcătuit. Și ieșau la, ieșau la, la, la mărturisire, până când Dumnezeu dădea har. Păi la noi de multe ori nu mai este har cu săptămânile. Doamne, ai milă de noi. Dar nu ne facem nicio problemă. Când se întâmplă aceste lucruri cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea. Mă uit la copiii dumneavoastră. Mă uit la copiii mei. Mi-aș dori să poată fi atinși de același Duh. Ascultați-mă. Este foarte bine să-i punem să cânte și eu și Criste și frații noștri și generația noastră. Am cântat în fanfar, în orchestră, în cor. E foarte bine. Dar astea nu ne schimbă. Numai slava Lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, prezent în mijlocul adunării. Într-o zi, asta mă rog, într-o zi, când copilul meu va fi în biserică, să-l atingă și pe el. Amen. Când va aduce Dumnezeu o zi și copiii mei vor fi acolo, să atingă Domnul și pe ei. Amen. Dar pentru asta trebuie să plătim un preț. Pentru asta vom fi desconsiderați de anții. Vom fi numiți habonici, legaliști și atâtea alte nume. Dar nu-mi doresc nimic altceva decât să rămână între noi slava lui Dumnezeu. Că numai slava lui Dumnezeu poate să vindece bolnavi. Teologii cu toate școlile lor nu zic rele, nu poate vindeca pe nimeni. Dar slava lui Dumnezeu mai mântuiește și astăzi. Slava lui Dumnezeu mai salvează din păcat, mai rupe lanțurile drogurilor și a băuturii și a pornografiei. De ce? Că Dumnezeu are putere și astăzi. Slăvit să fie Domnul! și mă rog, ca din copiii noștri, dintre copiii dumneavoastră, într-o vreme când parcă oamenii nu mai văd, nu mai, slujitorii nu mai cunosc pe Dumnezeu, să ridice Dumnezeu câte un Samuel, care într-o vreme de tragedie spirituală în care nu mai era slava Domnului, Samuel în inima lui cobora Duhul Sfânt. Și vorbea Dumnezeu. Și tot Israelul a cunoscut că Dumnezeu l-a ridicat pe Samuel, proroc. De ce? ca un tânăr, un copil și-a pus în inimă să slujească lui Dumnezeu. Frații mei, vă chem să ne întoarcem la slava lui Dumnezeu. Pentru asta trebuie, trebuie să facem voia Domnului. Ca El să ne onoreze cu prezența Lui, că noi ne adunăm aici, că noi ne rugăm pentru toate cauzele acestea, ca El să ne asculte. Trebuie mai întâi să-L ascultăm noi pe El. Trebuie să păstrăm casa Domnului, locul Domnului. Nu-i despre mine, nici despre tine. Este casa lui Dumnezeu. Nu este locul în care eu mă afirm sau tu afirm, în care mofturile mele sau ale tale, nu. Este locul în care Dumnezeu trebuie să se vadă. Și când El se vede, bolnavii sunt vindecați. Copiii noștri se întorc la Domnul. Doamne, mai îndură de noi. Dacă nu, s-ar prea putea să rămânem cu servicii să rămânem cu un nume, să rămânem cu un nume frumoasă pe biserică, dar în dreptul bisericilor noastre nu cumva să scrie Icabod. Atâtea biserici astăzi care parcă nu-i mai interesează de Domnul, o spun cu durere asta, când intră la altar mirele și mireasa și s-a întâmplat recent, când mirele are părul lung până aici părul împlete plete până la umeri. Și păstorul este la amvon. Asta nu de la, din alte biserici, sunt bisericile noastre. În cultul penticostal anul 2022, când sărbătorim 100 de ani și intră și nu face, nu, nu vede nimeni. Avem ochi închiși, avem ochi și nu vedem, avem urechi și nu auzim. Când alergăm tot mai mult după lucrurile lumii acesteia, oh, și am vrea să se vadă slava lui Dumnezeu. Abia așteaptă Domnul să vină între noi. Dar trebuie să ne întoarcem la El. Trebuie să ne întoarcem la credința aceasta. Trebuie să ne întoarcem să-i slujim numai Lui, să ascultăm cuvântul Lui. Îmi spunea un frate, frate, când eram noi anul 1960-70 și eram copii, toți frații din biserică erau tunși zero. Și zicea, un tânăr Nuntă, avea nuntă duminică și a spus, eu nu mă tun zero nici dacă nu se întâmplă. Și a spus, dacă nu te tun zero ca și noi, ca și toți, nu îți facem nunta. Până sâmbătă seara nu s-a tuns. Sâmbătă seara s-a tuns. Dar astăzi îi lăsăm cu plet dacă trebuie. De ce? Pentru că poate fi prietenul nostru, nu știu, poate fi la bani la biserică. Și am ajuns să cinstim mai mult pe oameni decât pe Dumnezeu facem compromisuri. Și când facem compromisuri, Dumnezeu nu ne însoțește. Din totdeauna copiii Domnului au fost urâți de lumea aceasta. Cum se face că astăzi lumea ne primește așa de bine? Cum se face că în bisericile noastre suntem tot mai divizați și tot mai colorați? Într-o biserică îi voi așa, în alta nu-i voi așa. Una cu verighetă, alta fără verighetă. Unul cu barbă, altul cu toate felurile. Am ajuns în bisericile noastre. Și am văzut-o și pe asta la Arad, la un summer fest și a fost în vara asta. Când într-o zi de joi, tinerii noștri, biserică penticostală, tinerii noștri acolo, din bisericile penticostale, sute sau mii s-au fost acolo, conduși în închinare de un om cu plete, cu părul lung. Asta nu-i la carismatic, nu-i nu știu ce biserică. În bisericile noastre, în fieful bisericii pentecostale la Arad. Și eu întreb, vrem slava Domnului? Sau vrem slava noastră? Când la sărbătorile noastre abia se aude un slăvit să fie Domnul, dar ajungem să aplaudăm. Oare vrem slava Domnului? În această seară, dragii mei, vă chem să ne întoarcem la Domnul. N-am spus lucrurile astea că dumneavoastră ați fi așa sau că să lovesc în cineva. Este strigătul meu de durere că noi vom trece și eu și Hristos și ceați vom trece și vom îmbătrâni. Dar ce lăsăm în urmă la copiii noștri? Ce cale trasăm? Cum îngăduim muzica care se cântă astăzi în biserici? Cum îngăduie frații muzica aceea? Blestemăția ce a fost la Cluj și în alte locuri care sunt. Ce lăsăm copiilor noștri? M-am cutremurat când într-o zi am auzit cântând, deși făcea ceva pe laptop, un curs biblic, erau cântările ce și-a spus să nu mai asculți astea. Și nouă ne-e frică să dăm nume, ne, ne, să nu deranjăm. Și am zis că pentru copiii mei, ca să măcar să cunoască pocăința, dacă trebuie, nu contează ce preț plătesc, dar în urma noastră să rămână o cale dreaptă au lăsat-o bunici și străbunicii noștri, așa au lăsat-o dreaptă. Am ajuns să o cărnim pentru tot felul de oameni, pentru tot felul de cunoștințe, că au dat bani, că au făcut nu știu ce, am ajuns să facem compromis. Dacă vrem să rămână slava Domnului, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne fie scumpă Scriptura, să iubim cartea aceasta, să o împlinim Vei fi râs, vei fi bajocorit, vor spune oamenii, ăia acolo lăsați-i în pace, că ei nu știu altceva, numai așa știu, dați-i le pace, mă. Va, vor spune oamenii, dar nu contează ce spun oamenii, să spună Dumnezeu, acolo vin eu, acolo este Duhul meu. Și când ne strângem la rugăciune, și când ne strângem la cântare, și când ne strângem la părtășie, în mijlocul nostru să nu lipsească Duhul Sfânt. azi mei, asta este strigătul meu dacă ne-am întoarce la Domnul, dacă am strigat și în seara asta, Doamne, iartă-ne! Poate pentru, spunea Dumnezeu lui El, cum se face că tu cinstești mai mult pe fiii tăi? Eu nu știu pentru cine ai dat voie la compromis în familia ta, de dragul soției tale, de dragul copiilor tăi, nu știu. Nu știu păstorul sau păstorii sau noi ca slujitori, de dragul cui facem compromis. Dar s-ar prea putea, de dragul unia sau altuia, să facem compromis. Spunea Apostolul Pavel în Galaten, capitolul 1, versetul 6, 7 și 8. Deci el acolo, caut eu să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Dumneavoastră cui vreți să placeți? Este singurul care ne poate ajuta. Nu există muzica aceasta care a intrat în bisericile astea, tot mai noi, cu, în care nu mai este anvon, în care sunt puse lumini de scenă, iese fum, tobe de toate. Muzica aceasta. Au crezut americanii acum 60-50 de ani că muzica asta va ține pe copiii noștri și pe tinerii noștri în biserică. Și s-a dovedit clar cu, cu statistici făcute de oameni nepocăiți că nu i-a ținut și au plecat pe capete. Și noi călcăm pe urmele lor cu, cu grabă mare, să nu cumva să pierdem trenul ac nebunilor acestora. Nu mai insist la mânsări. S-a vorbit și acel pot în acel podcast destul de foarte bine. O, dacă am avea urechi să auzim ce vorbește Domnul și să ne trezim. Dacă vreți să ne rugăm Domnului, dacă vreți să ne întoarcem la Domnul, să strigăm, dacă nu pentru noi, să strigăm pentru copiii noștri, că în urma noastră rămân ei dacă Dumnezeu mai îngăduie viața aici, vor rămâne ei. Ce vor vedea la tine? Ce vor vedea la mine? Ce vor vedea la la, credinț, la, la pocăința părinților? Când noi vom trece, ce-și vor aminti? Peste 50 de ani, ce-și vor aminti? Nu știu. Dar Dumnezeu este același. Dacă a plecat chivotul și slava Domnului, Dumnezeu și-a ales un om pe Samuel și a fost prezent și a cunoscut tot poporul. Și mai târziu, în 2 Samuel, capitolul 7, după 20 de ani, spune Biblia că s-a întors tot poporul și a plâns după Domnul. Dacă am plânge în seara aceasta, să ne așteptăm 20 de ani, să ne întoarcem la Domnul și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.